Eu cred că ceea ce face domnul Burduja în fața sediului partidului este o normalitate. Dânsul, da. O conferință de presă. Faptul că a venit și domnul Nicu Șordan și candidatul de la UR în zonă, asta arată că se dorește mai mult CIR decât soluții pentru București. Și eu credeam că toți încearcă să se detașeze față de domnul Piedone, care ne-a oferit doar CIR în această campanie electorală. Și eu sper că oamenii aceștia vor conștientiza că cetățenii se uită la ei și cetățenii o să-i judice. Eu mă bucur că domnul Burduja, pentru mine în acest moment, este singurul care a prezentat un program pentru București. Un program trecut într-o carte și dânsul se ține de prezentarea acestui program. Și cred că seriozitatea oamenilor din București o să dea soluția cea mai bună pentru ei. Și îi rog pe toți ceilalți, dacă își respectă calitatea de om politic, să încearce să diminueze penibilul sau ieșirtul în exces fără substanță. Domnule Falcă, îmi cer scuze. Vedeți că ați greșit, pentru că circul a fost făcut de domnul Burduja. Domnul Nicu Șorda a anunțat de ieri că va avea o conferință de presă. De presă la noi la partid. La noi la partid. Nu la dumneavoastră, la partid, acolo unde ați lăsat dumneavoastră și firea să se construiască într-o zonă istorică și instanța a oprit acea construcție de la One Properties, da? Deci ăsta era subiectul. Și după aceea domnul Burduș a venit și hop și dumneavoastră. Deci circul, ca să fim onești și să nu mai încercați să păcăliți electoratul de dreapta din București, că l-ați păcălit destul spunând că fără PSD ce acum sunteți în haită cu PSD, asta este realitatea. Circul este de la domnul Burduja. Nu, domnul Burduja era la PNL București. Domnul Nicu Șordan era la Mudroganu Mare. El e independent. Da, domnule Falcă. Eu vreau să fiu un om civilizat și corect. Nu e cazul să te duci în fața altui partid, mai ales în campanie electorală. Da, da, avea o treabă cu mafia imobiliară, domnule Falcă, cu construcțiile One Properties. O prezinți timp de 4 ani, atâta timp cât ai fost primar, o prezinți timp de 4 ani. Și eu cred că Bucureștiul nu este o plină mafie și de aceea cred că ai nevoie de voturile oamenilor de dreapta pentru soluții de dreapta. Pentru soluții de dezvoltare. Și cred că aici știți trebuie ce vreau să vă întreb, domnule Falcă? Între ei. Bun, de acord. Dar știți ce vreau să vă întreb? Dar vă permit chiar o explicație. Eu chiar am această. Pentru că eram în politică și eram șefa de campanie a unui candidat la prezidențiale în 2019. Nu credeți? Eu nu sunt de acord cu faptul că Nicușor nu vine la dezbateri. Dar mi se pare ușor ipocrită cererea venind de la PNL. Câtă vreme Iohannis n-a venit la nicio dezbatere. Vă aduceți aminte că spunea că nu dezbătea cu nimeni. Absolut nimeni nu dorea să vină la dezbatere și era președintele țării totuși. Candidații au dreptul să nu vină la dezbatere. Și atunci de ce îl certăm pe Nicușor? Alți candidați au dreptul să ceară să existe dezbatere. Până la urmă, pe noi, pe cei de dreapta, dezbaterile la funcția de președinte a României din anul 2004 ne-a ajutat, pentru că oamenii au văzut cine poate câștiga și duce România în Uniunea Europeană. Apoi în 2014 din nou dezbaterile pe noi, pe cei de dreapta ne-a ajutat, pentru că s-a văzut diferența între domnul Iohannis și domnul Ponta. Dezbaterile de obicei ajută pe oamenii de dreapta. Eu pot fi de acord cu dumneavoastră că România a avut un președinte de dreapta. El a fost Traian Băsescu. După aia nu știu ce s-a mai întâmplat. După aia nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar revenind, Alex Dimitriu, care mafie imobiliară? Hai să terminăm o dată cu asta, că doamna Firea a zis că ea nu știe cu rechinii ăștia imobiliari. Acum iar apare Nicușor cu mafia. Se mai duce și în față la PNL. Haideți să o luăm așa. În momentul în care s-a spus stop dezvoltării urbanistice în mod sălbatic, așa, pentru că asta a făcut Nicușor Dan, de ce? Pentru că erau create deja toate mecanismele ca această dezvoltare sălbatică să meargă mai departe, cu puzurile coordonatoare, cu construitul pe spațiu verde și așa mai departe. Uh-huh. În momentul acela au luat foc instant și PSD și PNL, aoleo, Bucureștiul PNL, nu se dezvoltă. PNL a votat. Bucureștiul. Și că a fost cu voi PNL-ul. Păi nu, dar nu este supărat acum domnul Falcă, nu este supărat fiecare penelist că nu se dau autorizații de construcție? Nu e adevărat. Lăsați că autorizațiile de construcție se dau de instituție, nu de către primar. Și vă vorbește un om care a fost primar. Păi, dar asta spune domnul Burduja, e candidatul dumneavoastră. Dumneavoastră nu o să ajungeți primar, dar dați-mi voie ca un om care am 19 ani de experiență. Dar de unde știți, domnul Falcă?
Domnul Uitați, Falcă. Ne auzim în data de 9. Nu, da, da, dacă aveți o certitudine, sunt două variante. Fie deja ați aranjat alegerile că sunteți la putere, da, fie știți vreun sondaj. Nu, dar domnul Falcă îl susține pe PSD-istul de la sectorul 5. Chiar așa. Vighețiu. Chiar așa. Candidatul dumneavoastră de la sectorul 5 al PNL, care de fapt e PSD, că acolo sunteți în alianță, PSD-PNL. De ce nu vine la dezbate? Ca să știți cum funcționează. De ce nu vine la dezbate? Nu prim. Primarii sunt cei care lucrează la autorizație de construcție și ar fi o mare greșeală ca primarii să facă. Nu, dar se asigură că sunt legale. Și că se aplică. Nu cred. De legalitatea actelor este semnată de către secretarul. Și atunci de ce mai avem nevoie de primari? Nicăieri n-ajungem, bine. Pentru reprezentarea, deci, pentru reprezentarea. Doar așa să se vede la mișto, nu? Hai la cetățeni, dragii mei, Monica Tatăl. Dacă așa s-a avut primaria. Stați așa. Grav. În ultima vreme toată lumea scrie cărți, nu știu dacă ați observat. Da, nu știu când au timp. Deci a scris și Ciucă și doamna Clotilde și da, toată lumea și domnul Burduja. Și dacă atâtea scărți, m-am gândit să scriu și o carte alternativă Kamasutra în politică. Că am niște exemple, deci să scriu și o carte. Măcar să vă spun, dacă eu scriu despre Kamasutra în politică, sigur se vor vinde pe bune exemplare. Nu vreau să vă întreb ce puneți pe copertă. Da, tata, eu nu pot să vă întreb. A, poza aia cu piedone care arată... Nu, am eu la 68 de ani, am văzut multe. Domnule Izvoranu, dumneavoastră, acum a venit și ca reprezentant al oamenilor din zona asta, cu mici business-uri, mari business-uri și așa mai departe, cum vă uitați la discuțiile astea de la capitală? Că până la urmă e foarte important pentru noi toți cine câștigă în capitală, cine deține majoritatea în Consiliul General, pentru că e vorba despre dezvoltarea orașului, dincolo de un semafor, o zebră și ce mai fac ei pe un trotuar cu două panseluțe la urmă în spațiu verde. E vorba și de ce, cum se simte o firmă în respectiva localitate, ce investiții sunt aduse. Doamne, dezvoltarea nu e un obiectiv de dreapta sau de stânga. Dezvoltarea este un obiectiv în sine și ar trebui să aibă cel mult o diferențiere de soluții de stânga și soluții de dreapta pe care exponenții lor să le expună, iar eu, cetățeanul, să aleg care din ele mi se par mai credibile. Asta ar fi într-o situație ideală. Eu am să profit de timpul pe care mi l-ați acordat foarte scurt, dar am să profit de el și pentru că am în față un candidat europarlamentar și un candidat la primărie, am să le lansez amândurora câte o temă pe care eu, în funcție de răspuns, am să țin cont atunci când am să votez. Aș vrea domnului Falcă să-i spun, domnule Falcă, dacă veți ajunge din nou în Europa, în Parlamentul European, vă rog eu frumos să faceți lumină acolo, eventual să cereți și niște meditații de fizică de la domnul președinte și să le explicați oamenilor ălora că carbonul din atmosfera terestră nu are absolut nicio legătură cu porcăria pe care o inventează și cu taxele pe care vom fi obligați să le plătim. Corect. Când veți reuși, cineva vreodată va reuși pe tabla din studio, din orice studio, să-mi pună și mie formula matematică care să-mi demonstreze că are vreo legătură cantitatea de carbon din atmosferă cu încălzirea globală, atunci eu am să tac și n-am să mai vorbesc niciodată în public. Bun, o să vin la domnul Falcă, acum și pentru Alex Dimitriu. Iar domnului Dimitriu aș vrea să-i aduc aminte că fiind o chestie foarte de dreapta, centura alimentară din jurul Bucureștiului, care există, dar nu are nicio șansă să ajungă în piața Bucureștiului, în piețele Bucureștiului, ține de o soluție simplă. Dacă în calitate de primar veți lua o măsură simplă și anume piețele din sectorul dumneavoastră să fie alocate prin documente legale producătorilor români, ei să le administreze, ei să le plătească, ei să le gestioneze. Bine, hai foarte scurt, ambii candidați, domnul Falcă și apoi Alex Dimitriu. Vă rog, domnule Falcă. Sunt un om în care am deja în Parlamentul European 41 de rapoarte, apoi am 2600 de amendamente. În acest moment sunt raportorul Parlamentului European pe bugetul Uniunii Europene pe domeniul transportul și turism pe anul 2025. Iar atunci când vorbim de ceea ce înseamnă o economie mai verde, orașe mai verzi, eu cred că trebuie să ne aplecăm pe acest domeniu. Sunt un om care a lucrat în administrație și am încercat exact să înverzesc orașul nostru, să reducem poluarea, subiectul care există și astăzi masiv în dezbaterea din București. De aceea trebuie să găsim un echilibru între oameni și natură.